Partidul Alianța pentru Unirea Românilor și-a lansat la Drobeta Turnul Severin candidații pentru alegerile europarlamentare. Marele absent de la eveniment a fost chiar liderul formațiunii politice, George Simion, cel care a spus și de această dată pas organizației din Mehedinți și a lipsit de la festivitate. Câteva sute de persoane s-au îngrămădit în acest sfârșit de săptămână în sala mare a Palatului Culturii Teodor Costescu pentru a participa la lansarea candidaților AUR pentru alegerile europarlamentare. Cu toții au așteptat cu sufletul la gură întâlnirea cu George Simion, doar că acesta nu a onorat filiala mehedințeană cu prezența. La eveniment au fost totuși câțiva reprezentanți din eșalonul 2 al partidului care au vorbit despre importanța alegerilor europarlamentare. Primul lucru pe care l-avem de făcut este să înțelegem că aceasta este o bătălie decisivă, că nu e o chestiune formală, că este foarte important dacă de data aceasta vom trimite la Bruxelles o echipă de patrioți autentici. George Simion le-a impus celor invitați la eveniment și un dress code obligatoriu, fiind cămașa albă, doar că puțini au fost membrii care s-au conformat acestei cerințe. Pe de altă parte, acesta este cel de-al doilea eveniment major organizat de AUR Mehedinți, la care George Simion nu și-a făcut în mod inexplicabil apariția. Simion a fost de altfel marele absent și al evenimentului în cadrul căruia au fost prezentate ultimele racolări politice din Mehedinți. Este vorba despre cooptarea în AUR a deputatului PSD Cornel Folescu, dar și a fostului numărul 1 din Partidul Democrat Liberal, Doinița Mariana Chircu. Se pare că, potrivit unor surse, mai multe organizații locale ale AUR nemulțumite de aceste achiziții ar fi pe picior de plecare. Oamenii spun că, cel puțin în Mehedinți, AUR tinde să devină o minciună și ar fi, în fapt, aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Oamenii au mai spus și că nu se poate face o altfel de politică alături de aceiași oameni vechi și uzați.